Tudor, ești un tânăr scriitor, dar deja director al Bibliotecii Județene din Timiș, De Sorin când eram și Tichea. mai tânăr, să zic așa. Cum se simte un scriitor director de bibliotecă? În primul rând, aici sunt cumva și chestii convergente și chestii conflictuale sau aparent conflictuale. Unul la mână, să începem cu partea bună, faptul că poți să folosești imaginația și în sensul ăsta, mai ales că ce am făcut se bazează în mare parte pe experiment și în literatură și aici în sensul acțiunilor organizate. Deci din punctul ăsta de vedere, da, ai senzația că ai încă un laptop, să zic așa, la care scrii, încă o foaie pe care gândești și așa mai departe. Acum, partea cealaltă este că, într-adevăr, uneori între natura asta de artist, de om, de creație și așa mai departe și natura, dimensiunea pur birocratică a unor lucruri care e inevitabilă, poate exista uneori așa un fel de raport ăsta, cum s-ar zice, de ciocnire, disjunctivă. Asta e o situație clasică, dar în același timp te mai și educă, cum să zic, te mai și formează, te mai și organizează, că tot organizând manifestări înveți tu să te organizezi într-un anumit mod. Chiar dacă unor ai senzația că și Grecia de pe jos reprezintă un tabel, știi? Când dezvolți dimensiunea asta tabelară a ființei, să zic așa. Și astea sunt niște lucruri care, așa un fel de contrarii care când se armonizează, când se ciocnesc, dar una peste alta e un fapt pentru care mă bucur că pot să fac niște lucruri. Tu ca scriitor, cum simți? Te ajută biblioteca? Uneori mă ajută, în ce sens? Mă ajută pentru că, unul la mână, îți dă și acces, ca prozator în primul rând, la niște lumi, universuri sociale, profesionale, la care nu ai fi avut poate altfel acces. Ori nimic nu poate înlocui cunoașterea existențială a unor medii. Și din punctul ăsta de vedere ai văzut ce înseamnă administrația pe dinăuntru, ai văzut ce înseamnă, și asta e experiență pe care sper să o pot fructifica. Eu am venit și din presă în această funcție, făcând aici emisiuni de televiziune înainte, acum am trecut de partea cealaltă a camerei, cum suntem și acum, înainte eram unde ești tu, am văzut și rocada asta ce înseamnă. Una dintre cele mai așa întrebări pe care experiența este să te gândești ce întrebări ai pune tu ca ziarist directorului care ești. Deci te vezi cumva din mai multe perspective. Ori asta dincolo de faptul că e o cunoaștere multifacetată, diversificată și așa mai departe, e și de busolant uneori, știi? Există un fel de simptom, poate chiar sindrom de personalitate multiplă, cumva. Și asta repeti, parte din experiență. Organizezi un festival foarte fain, Litvest, festival internațional, da. Unde aduci foarte mulți scriitori. Participă circa 20, în medie, 20 de invitați per ediție, sigur, scriitori din Timișoara, din România și cei mai mulți, evident, din străinătate. Acest festival Litvest, care ajunge acum în 2019 la 8-a ediție, deci când 2021 va fi a 10-a, când va fi Timișoara capitală culturală, are o amprentă și el experimentală și asta ne-a ajutat foarte mult, pentru că unul la mână e un festival bazat pe lecturi stradale sau lecturi în spații publice, mă rog, piețe, scoaruri, străzi și așa mai departe, parcuri. Ei, e un festival care obligă la organizare, pentru că fiind la începutul toamnei, în septembrie, e și meteodependent. El are o anumită structură, în așa fel încât dacă se întâmplă ceva, un eveniment în fiecare zi e indoor, nu e outdoor, ca să țină ziua în picioare dacă nu permite vremea. Are de asemenea, deci, două evenimente centrale pe zi. Centrale, hai să zicem două evenimente care fiecare se vrea central pe zi, așa. Și are și o dimensiune mai ascunsă, care nu apare în afiș, ascunsă cu ghilimele, evident, realizarea acestor pictoriale, care, cum a fost cu Ion Pop în Cămașă de Forță, sau cu mari poeți europeni, nu știu, fotografiați ca la hipnotist, sau mai știu eu unde. Și chiar sub forma unui interogatoriu, cu Marco Pogacar din Croația, cu Udo Cavaser și nu numai. Și, deci facem și chestia asta, îmbinăm cumva să încercăm spectacolul cu documentul. În așa fel încât, cu documentul estetic, să rămână o urmă. Din 2017, dincolo de acest album, am început să facem și antologia festivalului. O antologie în limba română. Anul trecut este Beat Fest, asta să o și arătăm, text concerto.
traduceri de Antuza Cenescu, cele mai multe, și care reunește toți autorii participanți la festival. De la Chișinău a fost anul trecut Dumitru Curudu. Au fost și oameni din presa culturală europeană, cum ar fi Rosie Goldsmith, de exemplu, care spunea că lecturile publice astea sunt un model inspirațional. Și tot fenomenul ăsta, de fapt, că acum lucrăm și la un album, o fotosinteză, se cheamă, sinteză fotografică a tuturor lecturilor publice, constituie poate cea mai importantă nouă tradiție în sfera culturii scrise în Timișoara. Pentru că ele nu existau ca fenomen înainte, ca tradiție. Ele existau, se făceau, dar erau rar și izolate. Deci nu era stare de coagulare. Acum se fac de 7-8 ani cu anumită periodicitate. Și încercăm să branduim Timișoara drept capitală a lecturilor publice în Europa, nu numai. Pentru că prin originalitate, printr-o nebunie de asta, cu sau fără ghilimele, am reușit să, cum să zic, ținem ștaiful festivalului la nivel european. Pentru că așa ceva e rar. Totuși există festivaluri mult mai bogate, mult mai, unde sunt 20 de participanți la o ramură a festivalului, în total fiind poate sute. Dar aici altceva, și pe încercarea asta de a face altceva, un altceva care să consacre prin inedit, pe încercarea asta ne bazăm. Mai ales că imaginația asta ne-a ajutat și în sensul mișcării fără costuri materiale mari. Deci sunt manifestări bazate pe concept, cum ar fi Concentre, că asta citesc oameni în Piața Libertății, care a format Concentre mai nou, da? Citesc oameni din poezi din timișoreni dispăruți, cum a fost și Dan Emilian Roșca, care a avut o existență, cum să zic, boemă la modul tragic, traumatizant. Aproape l-am numit la o mănăstire, mănăstirea Piatra Scrisă din Banat, fără să fie călugăr, fără să se fi călugărit, întrucât a rămas și fără locuință în ultima perioadă a vieții. Deci, toate manifestările astea pe care le facem vizează și un fel de utilizare așa pragmatică a imaginației în ideea de a crea evenimente care se bazează pe concept mai mult decât pe producție, unde par costurile. Și atunci asta ne-a ajutat să dezvoltăm lucrurile de o manieră complet, cum să zic, neîngrădită și să dezvoltăm chiar un fel de amprentă a instituției. Care e reacția timișorenilor la festival? Cum să zic, deja în oraș se știe, mai sunt ani de când se cam știe de Concentre ca Pătura care citește, care manifestări cum ar fi Pătura care citește s-au făcut și în țară. Deci unele în acord cu noi, altele similare, cu alt titlu, dar cum să zic, e clar că tot aia e. Deci a prins fenomenul ăsta de picnic urban de lectură, asta apropo de impact. Deci se pot număra pe degetele de la două mâini deja manifestări de tipul ăsta. Apoi oamenii au început să-și dea seama că biblioteca mișcă, că face altceva, că are proiecte, are programe, mai ales că au început mediatizări și în presa națională și în presa neculturală, să zicem așa, în presa generalistă, inclusiv pe jurnalele marilor televiziuni de știri generaliste din România, Concentrica sau lecturile, cum au fost lecturile aprinse sau sunt lecturi în farul de motocicletă, adică ideea cu literatura și la propriu și la figurat într-o lumină inedită. Deci e clar că e un anumit impact. Acum se lucrează și, mă rog, administrativ la documentație de anul viitor va intra în reabilitare sediul central, care va fi reconfigurat, practic, în Piața Libertății. Și asta va duce, sperăm, și administrativ biblioteca acolo unde cultural poate că am dus-o deja. Ne dezvăluie vreun nume care vin anul ăsta la... De anul ăsta sau deocamdată ce secret? Da, nu e o problemă. De exemplu, un nume care va fi prezent este Andrei Ujică. Un nume care va fi prezent este Andrei Ujică. Traian Pop Traian, poetul, mă rog, plecat din Timișoara și stabilit în Germania. Acum a fost și cazul lui Ujică. O vreme. Sunt, uite, e de exemplu Stephen Watts,
sunt autor de, acum nu mai vreau să dau chiar toate numele, dar uite, astea sunt deja trei nume importante care vin la festival anul ăsta. Anul trecut ai fost oaspetele bibliotecii municipale și a Cenacului Republica. Acolo am citit pentru prima dată din cartea asta de blesteme, de poezie la care lucrez și întâlnirea pe canto cu poeții tineri de acolo, mai ales cu voi, mi-a dat încredere să continui pe linia asta. Rar m-am simțit. Anul trecut am fost la vreo 4 sau 5, mă rog, manifestări literare în străinătate, măsura în care considerăm Chișinău în afara României, de ceea ce nu-i sper decât momentan, sau pentru o perioadă care se va încheia. Acolo m-am simțit foarte bine. Mult mai bine decât în locuri aparent mai sofisticate și contactul cu gruparea de poeți tineri din jurul lui Dumitru Crudu mi-a dat și mie un fel de, ca să zic așa, tinerețe nouă, inclusiv Săritul Gardului în parc, despre care Crudu a scris, inclusiv atelierul ăla de poezie pe care am ținut spre sonoritatea cuvintelor poet, dimensiunea lor evocatoare. Și astea toate au pus în contact cu niște oameni pe care nu știam decât după nume pe unii dintre ei și pe care nu îi văzusem niciodată până atunci. Și asta a înnoit percepția. Rar se întâmplă să poți comunica atâta de direct din prima cu niște oameni. Ai vorbit deja despre blesteme. Când le vei publica și unde? Ideea ar fi să apară în martie 2020 la editura Paralela 45. E o carte, ar urma să se numească Roeme și asta cu blesteme e doar o secțiune, poate secțiunea cea mai consistentă cantitativ, cel puțin, și e o carte de cea mai rimată carte a mea de până acum, că și asta trebuie spus. Eu am avut obsesie cu sonoritatea cuvintelor de mic copil, încă înainte de a ști să scriu. Îmi spuneau mult mai multe lucruri cuvintele decât știam că înseamnă și uneori mă întrebam de ce naiba nu ne învață la școală așa ceva sau dacă sunt eu bolnav, pentru că vibrația cuvintelor poate avea să ne strânească imagini. Deci asta e destul de șocant când e autentică experiență. Și asta m-a dus treptat la ghirotinere, foarțele a botezat așa, din anumite poeme din Dantelăriile Adelei, m-a dus la, mă rog, aceste blesteme inclusiv, care sunt croite pe tipuri din observate în societate, ONG-ista, pitecantropul, mai știu eu cine. Și sigur că e un fel de caricatură, de fapt, așa, de linie groasă, grea. Dar pe asta se bazează. Acum eu sunt într-o perioadă de genul ăsta pentru că lucrez și la un roman despre un exorcism. Abordat pe bune, deci nu la modul miștocăresc, să zic așa. Și acolo fiind chestiuni din sfera magiei negre văzută, cum să zic, văzută la mama ei, văzute în mediile astea, inclusiv intrare în mediile medicale, până când aia nu mai pot să-ți facă nimic, nici să diagnosticheze nimic. E o intrare inclusiv în mediile bisericești. E o intrare în mediile clarvăzătorilor, e o intrare în sfera practicilor de genul ăsta, pentru că e vorba de un caz care nu se poate explica efectiv. Și atunci sunt toate aceste medii, inclusiv o întoarcere, și asta țin să spun, la satul românesc. Pentru că la ce înseamnă descântecul acolo și ce înseamnă baba care face asta și cum face asta. E apropiat de o zonă cam periculoasă. Da, știu, mă rog, este, într-adevăr, nu-i de joacă cu așa ceva. Și în toate zonele astea, acum sunt cumva la partea finală a romanului și asta e cumva partea cea mai grea, pentru că nu implică doar finalizarea, ci implică și revizia. O anumită revizuire, practic, a tot ce ai. Tot ce ai făcut în cartea respectivă și asta e partea de cea mai mare, cumva de cea mai mare uzură. Dar știi cum e romanul? E tantric, adică îți dă senzația uneori de final repetat, ca să zic așa, faptul că îl termin, da, de mai multe ori, pentru că de fiecare dată când treci de o anumită parte, de un anumit punct nodal al lui,
poți să ai senzația că de fapt într-un fel ai terminat. Tot așa cum senzația asta se instaurează și când simți că se apropie, știi, finalul, pentru că simți că ești, atunci știi și filmul ăla nu te minte că ești pe cale de a-l da gata. Este și cea mai dură, și cea mai prozaică, și cea mai costisitoare sub toate aspectele, timp, efort, în sensul ăsta vreau să zic, experiență literară, poate. Pentru că e vorba de ani de muncă, la mine cel puțin, e vorba de ani de muncă, poate să nu iasă. Dus într-o direcție greșită, rămâne acolo, că nu poți să-l rescrii, mai greu decât să-l scrii, pe românește spus. Rămâne acolo și poate să nu-ți iasă și atunci se duc naibii 3 ani, 4 ani. Și într-adevăr e și un supraproiect, pentru că el e deasupra, cumva, de tot ce faci. Te ține la masă, te ține în casă, sute de seri băgate în el, unele de o sterilitate crasă, adică efectiv când simți că nu este, dar asta e lupta. Altele sunt orgasmice, de-a dreptul, că extatice. Și asta e proza. Și unor, băi, pentru prima dată, ăsta e al patrulea roman, mă rog, unul are două volume, ca să se martă, dar pentru prima dată mă întreb, câte naiba o să mai scriu? Deci îți pui efectiv și problema timpului, cât bagi în el? Tudor, îți mulțumesc mult și de-abia așteptăm să vedem aceste cărți. Și eu de-abia așteptam să le văd pe masă cum o să astea. Și te așteptăm și la Chișinău să le lansezi. Lansăm, ca să zic așa. Te așteptăm la bibliotecă. Mulțumesc mult. Eu mulțumesc.